Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Lui Cătălin Tolontan în Deșteptarea. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! 5,3 milioane de euro a plătit primarul sectorului 4 din București, Daniel Băluță, pentru o structură metalică decorativă care imită munca arhitectului spaniol Calatrava în Piața Eroii Revoluției. Asta este titlul articolului și știrea care deschide astăzi Hot News. Este descoperită de colega mea, Catiușa Ivanov, jurnalistă care a insistat, văzând că se modifică ceva în zona Eroii Revoluției. Aceasta este o zonă din sudul orașului, lângă cimitirul Belu și lângă cimitirul Eroii Revoluției, pentru ca oamenii care nu sunt neapărat din București să aibă o reprezentare. Se modifică acolo ceva și a apărut o construcție, e mult spus o construcție, au apărut niște aripi de o structură de design și niște aripi de metal perforat care par a acoperi o stație de tramvai. Spun par pentru că ei nu protejează structura asta de design, nu protejează metalică din metal vopsit în alb, sunt strânse în jurul liniei tramvai, sunt decorative, nu protejează nici de ploaie, nici de vânt. Cătălin, arta nu e făcută să ne protejeze, că nu ne acoperim cu tablouri când plouă. Corect, corect, așa este. Și mereu a fost greu de înțeles de către contemporani. Probabil și turnul Eiffel când a apărut, lumea a luat foc, le-a făcut fierotania. Dar chiar a luat foc. Nu? Da. Așa știm. Așa corect, și cu asta. Corect. Domnul a făcut o lucrare care să dăinuie și ceva care să rămână generațiilor viitoare. Corect, numai că trebuia să explice și atunci, ca să știm și noi la ce ne uităm. A dânsul a zis că e acoperiș pentru tramvai? Dânsul a spus că este, este o construcție care face parte dintr-un hub de transport. Ok. Și dacă ne-ar fi spus că este o operă de artă, ne dea și nouă șansa să ne stăduim, să înțelegem, oricum n-am fi, evident, așa cum spui și tu, n-am fi ajuns la nivelul acesta de a înțelege ce reprezintă obiectul respectiv. Pentru că da, suntem meschini și ne uităm mai degrabă la preț, în calitate de oameni din buzunarul cărora au fost luați acești bani ca să fie achitată lucrarea. Dar, în fine, aveți dreptate. Dacă ni se spunea că e lucrare de artă, o priveam cu alți ochi. Deocamdată am privit-o drept ceea ce ne-a fost prezentată, și anume un obiect metalic, o structură, structură, da, spune primăria, da? În răspunsul către Hot News, care a costat 5,3 milioane de euro și care în mod practic susține doar linia de contact de la rețeaua de tramvai și delimitează stația de tramvai, că obiective care sunt îndeplinite la celelalte sute de stații din orașele țării cu niște stâlpi normali. Nu, cu ceva care costă. Domnul Băluț are și un simț estetic deosebit. Că dânsul am văzut că mai are prin sector pe acolo ctitorii. Ctitorii? Băi, domnul Băluț a venit și a luat sectorul, l-a pus la punct, e curat în sectorul 4, adică să-i dăm ce al lui, nu cezarului, că e prea mult spus, dar e curat în sector, sunt flori, sunt locuri de parcare, a trecut la nivelul următor. Ornamente. Că așa mi se pare că e o logică firească. Știi, și în casă mai întâi faci curat, dai cu var și aia și pe urmă începi să pui și tu un tablou, să ții un bibelou, o treabă. O vază, nu? Să un bibelou. Deci asta e, Cătălin, n-ați înțeles voi. Ornăm sectorul. Da, bun. Și ornamentele costă, că altfel ruginesc. Corect. Ne cerem scuze. Toată lucrarea, ca să dau totuși informația până la capăt, a costat 25 de milioane de euro, nu ornamentul, nu vaza aceasta okay, orizontală. Lucrare care a într-adevăr presupune mult mai multe lucruri, s-a pus iarbă la linia de tramvai acolo în zona asta, s-au făcut și alte lucrări de amenajare peisagistică, inclusiv unele adiacente zonei mi s-a comunicat, carosabil, ceva trotuare și niște stâlpi din aceia de lumină, care știu că vă plac și vouă foarte mult, care te pun de lumină albă și puternică, te pun brusc în situația visului din copilărie. Ori de câte ori treci pe acolo, ai impresia că e la nocturnă, da, da, pe străzile respective noaptea. Nu știu, care era visul vostru? Am să joc finala campionatului mondial. Am și jucat în vis de câteva ori. Voi ce visați? Că la mine se potrivește fix. Când ies acolo, am sentimentul că mi-am atins visul copilării dacă ajung în zona respectivă. Să știi că și eu, da, când eram copil, nu m-am mers așa, da, departe ca tine. Eu aș fi fost fericit să joc odată pe un stadion adevărat.
în fața publicului. Am înțeles. Știi? Asta da, când aveam ochii deschiși. Între 3 și 5 dimineața jucam și finala campionatului. Da. Cert e că acum, sub aceste reflectoare extrem de puternice de pe unele dintre străzile din jur, care sigur că îi fac pe oameni să doarmă mai... Dar nu mai contează. Cu gândul la artă, oamenii pot să doarmă liniștit. Să știi. Repet știrea inițială, 5,3 milioane de euro a costat o structură metalică albă, fără un rol practic. A fost invocat arhitectul spaniol Calatrava, care a construit... A construit Barcelona, la Dublin. Referințe fine... Și da, putem concluziona că inflația a lovit și arta, s-a scumpit și... Spun doar atât. A fost invocat ca la treaba el când construia ceva, construia în general lucruri care funcționează, adică poduri, clădiri, e un hub imens de construit de el, într-adevăr, mult mai scump, bineînțeles, la New York, dar folosește de hub de transport, adică e un loc unde oamenii circulă sau depostesc, vin mijloace de transport în comun. Păi poate o să trântească o prelată peste asta, nu știi care e proiectul final. Un plexiglas. Fac ceva funcțional. Cătălin, îți mulțumim pentru intervenția de astăzi. Numai bine, a fost alături de noi Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.